Bun, ok, uite, odată cu întâlnirea noastră asta frumoasă după ani și ani, m-am gândit să am și o rubrică nouă aici la, în cadrul interviurilor astea pe care le fac eu din, de acasă, de când e cu pandemia, din 2020. Și am zis, hai să facem niște întrebări pentru fiecare invitat. Am zis pentru tine, partea asta din muzică, bun, pentru că amândoi avem pasiunea asta. Și un fel așa de un răspuns fulger. Ia zi-mi, care a fost primul concert la care ai fost tu? La care am cântat eu sau pe nu, care am văzut eu? Hai, bun, hai la care ai participat tu, așa, și eu zic primul meu concert a fost pe care l-am văzut, era clasa a patra, Semnalem. Primul concert ce l-am văzut erau ce veneau la stadion în fiecare an, Adrian Păunescu cu Cenaclu Flacăra. Mergeam acolo pe stadion și vedeam pe toți cântăreții din vremea aia, care erau buni. Bun, și primul la care ai cântat tu? Primul concert de rock la care am cântat cu formația Medium Club, prin 1986, parcă. Mm-hmm. Primul concert cu Casa Pionierilor, prin 1976, parcă. Bun, ok, da. Ce hit ai fi vrut să le compui tu? Hiturile ce am vrut să le compun, le-am compus deja. Nu mă, din astea internaționale, bun, un Michel, un Stairway to Heaven, ceva. Nu, n-am răspuns la întrebarea ta. Ce aș fi vrut să... Multe, care îmi plac, dacă mă întreb care îmi plac. Ajungem și acolo. Îmi plac Stairway to Heaven, îmi plac Michel, îmi plac o grămadă de melodii pe care erau la genul ăla, dar care aș fi vrut să le compun și nu le-am compus, nu m-am gândit la așa ceva niciodată. Ok. Carieră solo sau formație? Formație. Formație. Ok. Beatles sau Rolling Stones? The Beatles. Okay. Instrument, keyboard sau chitară? Keyboard. Așa. Ce cânti cu mai mare plăcere? Folclor sau pop sau rock sau whatever, alt gen? Cânt extraordinar de bine, orice îmi trece prin cap când sunt în duș, nu mă aud de nimeni și ce mi se năzăre cânt. În special îmi place Freddie Mercury, îmi place Queen, îmi place Pink Floyd, îmi place Creedence, Black Sabbath. Am avut ocazia să-l văd pe Ozzy de 2 ori în concert aici. Eu l-am văzut odată. Da. Ok. Regul. Bun. Primul album cumpărat. Nu știu. Nu mi-aduc aminte. Nu mai aduc aminte. Întrebarea e, probabil ar fi trebuit să mă întreb care e primul album ce l-ai avut? Că de cumpărat, știi că noi nu cumpăram albume. Le înregistram de la unii la alții. Deci mi-aduc aminte dacă mă întreb. Primul album ce l-am înregistrat complet de la cap la coadă, de la vecinul, pe magnetofon, era Beatles, un album de Beatles și aveam un album de Pink Floyd. Cred că era Atom Heart Mother sau She Wish You Were Here. Astea trei albume le-am înregistrat prima dată cap la cap de la vecinul de la parter. Vecinul de la parter fiind Gabi Lohan? Sau Gabi Sătean? Nu, el nu era cu noi în bloc la ora aia. Ok. Bun. Spune-mi trei piese preferate la orice oră. Deci dacă e să ai un set list care sau vrei tu, uite, dimineața când îți bei cafeaua și vrei să te bine dispui, ce piese asculți? Love of My Life, Queen, Heaven and Hell și Who Stopped the Rain? Creedence, Clearwater Revival. Așa. Bun. Dacă e să cânți sau să mergi la un concert, ce alegi? Club sau stadion? Stadion mai bine. Să am loc să fug de acolo dacă e nevoie. Da, de ce? De ce să fugi? Nu mă îngheț. Ok, și ultima întrebare din quiz show ăsta. Jimmy Page sau Jimi Hendrix? I like Jimmy Page and Hendrix the same. Îmi plac amândoi, da? Jimmy Page și Jimi Hendrix. Nu pot să-i aleg unul de altul. Uite, mă gândeam la un moment dat pentru întrebările
tale la quizul ăsta, care sunt cele trei albume preferate de tine de Pink Floyd. Ții minte că ai primit pulsul la un moment dat când au apărut CD-urile și tare mult l-ai ascultat și l-am ascultat împreună. Da, da. Ai avut ocazia să-i vezi live? Eu l-am văzut pe Roger Waters. Deci Roger Waters a venit aici odată sau de două ori, era în concert, dar era deja pentru mine, nu era destul de interesant să-l văd chiar numai pe el singur. Mm-hmm. Da. Bun, și care sunt cele trei albume Pink Floyd preferate de tine? Primul rând îmi place Wish You Were Here, care era un album scris special pentru Syd Barrett, care pleca din formație în 69, parcă, să se mai dezintoxicheze de LSD. Wish You Were Here, The Crazy Diamond, nu era nimeni altul decât Syd Barrett în albumul ăsta. Îmi place The Wall și At My Heart Mother.